Premieră aseară pe stadionul Marin Anastasović din Giurgiu, unde s-a disputat prima partidă, chiar dacă una amicală, între două selecționate naționale. România a întâlnit Lituania în primul amical de pregătire din acest an și s-a impus cu 1-0, unica reușită a meciului purtând semnătura debutantului Nicușor Stanciu. A fost o partidă cu o primă repriză fără istoric, în care ambele formații au părut mai preocupate să se așeze în teren, îndeosebind apărare, așa încât la pauză cele două formații au intrat la cabine la egalitate, 0-0. În repriza secundă, antrenorul Anghel Iordănescu a recurs la schimbări și a trimis în teren pe Nicușor Stanciu și Claudiu Cheșeru, care i-au înlocuit pe Florin Tănase și Raul Rusescu. Spectatorii giurgiuveni s-au putut bucura în minutul 65 de unicul gol al partidei, marcat de proaspătul debutant Nicușor Stanciu, când stelistul a prins un șut bun de la 30 de metri și mingea l-a păcălit pe portarul advers. Stanciu! Nicușor Stanciu! Nicușor Stanciu a devenit astfel cel de-al 74-lea jucător care marchează la debutul în tricoul naționalei. Ultimul care a reușit o asemenea performanță a fost Cheșeru în octombrie 2013, în partida Andorra-România, 0-4. Pentru naționala României urmează meciul amical de duminică împotriva Spaniei, programat cu începere de la orele 21:45 la Cluj-Napoca.